Primarul Ion Lungu spune că până acum pentru dezăpezirea municipiului Suceava s-a lucrat mult și fără eficiență din cauza cantităților mari de zăpadă care au căzut în ultima săptămână. Facem efort în acest sens, am făcut eforturi și în weekendul care a trecut. Din păcate, așa cum am spus, s-a lucrat mult și fără eficiență. În primul rând, atât de faptul că a nins și a viscolit zăpada și acolo un interviu peste jumătate de oră nu se mai cunoaște. Deși am dat cantități importante de antiderapant pe carosabil, nu s-a asigurat o circulație normală pentru perioada de iarnă. Pentru rezolvarea problemei, primăria va colabora cu asociațiile de proprietari pentru întocmirea unui grafic după care se va face dezăpezirea. Asociațiile vor trebui să se asigure că sucevenii își vor muta mașinile pentru a permite intervenția utilajelor de dezăpezire. Am stabilit ieri împreună cu președinții asociațiilor de proprietari un grafic. În cursul zilei de ieri, azi noapte, am fost în George Enescu, astăzi probabil în Opcin. Deci suntem în colaborare cu asociațiile de proprietari și să se adreseze asociații de proprietari în așa fel încât atunci când venim în zonă cu utilajele să poate să-și mute mașinile acolo unde sunt, după care să le pună înapoi după ce curățim, pentru că altfel nu este eficient. Am acționat cu poliția locală, cu firma de zăpezire, întrebăm circulația pe o bandă, găsim soluții la fața locului, dar dacă oamenii nu sunt acolo, nu are niciun fel de eficiență. Deci trebuie să vină să-și mute mașina un sfert de oră de acolo, în stradă, mergem pe o singură bandă, poliția este la fața locului, asigurăm furizarea cât de cât a traficului, dar în măsura în care nu mutăm mașina de acolo, nu putem dezăpezi, mai ales pe anumite alei, și aici spun foarte clar în cartierul George Enescu, mai spun în cartierul Zam, ca pe strada, știu, Grigori Ureche sau alte străzi Ion Neculci, care sunt foarte înguste. Deci nu avem nicio șansă să dezăpezim dacă oamenii nu își dau concursul și vin acolo la fața locului să-și mute un sfert de oră mașina, după care o repun la loc. Sigur că nu este o situație plăcută, dar asta este, nu avem ce face. Proprietarii mașinilor parcate pe străzile secundare din municipiul Suceava sunt rugați să se intereseze la asociația de proprietari când este programată strada pentru dezăpezire, pentru a-și muta mașinile pe perioada în care va fi ridicată zăpada.